dragi elevi curioși! Sunt Margareta Florea. Vă îndemn să ascultați cu atenție și unde e cazul să luați parte la activitățile propuse. Descoperiți cuvântul cheie sau sintagma cheie din imaginile date, vă rog. Le vedeți în imagini? Vedeți ziare, reviste, un studio de filmat, o prezentatoare a unei emisiuni radiofonice. Cu siguranță că ați descoperit termenul media sau mass media, care înseamnă presă scrisă și audiovizuală, sau, în binare de cuvinte, mijloace de informare sau mijloace de comunicare în masă. Și nici de cum să nu folosiți expresia mijloace mass media, pentru că veți comite un pleonas. Ce sunt mijloacele de informare în masă? Ansamblul modalităților tehnice moderne de informare și influențare a opiniei publice, cuprinzând radioul, televiziunea, presa, internetul, etc. Mass media se clasifică, dragii mei, după modul de transmitere a informației, scris, și aici sunt ziarele, revistele, și audiovizual, radioul, televiziunea. Se clasifică în funcție de noutatea, complexitatea informației, astfel avem mijloace tradiționale, ziarele, revistele, radioul și moderne, televiziunea, internetul. În funcție de periodicitatea apariției, este presă care apare zilnic, săptămânal și lunar. Funcția mediei este de a informa, de a forma opinia publică, de a o manipula, funcția educativă și cea de divertisment. Cărui stil aparțin textele mass mediei? Bineînțeles, stilului publicistic. Astăzi abordăm subiectul, stilurile funcționale ale limbii române, stilul publicistic. Obiectivele lecției. Astăzi vom caracteriza cu 4-5 idei specificul textelor scrise în stil publicistic, vom demonstra cu 3-4 argumente scrierea în stil publicistic a textului dat. Ce înseamnă publicistic, publicistică? Publicistică este totalitatea publicațiilor periodice dintr-o anumită epocă, considerate ca mijloc de informare a publicului, presă, sau îndeletnicirea publicistului. Adjectiv publicistic, care aparține publiciștilor sau publicisticii, privitor la publiciști sau la publicistică. Publicistul este persoana care publică opere cu caracter politic, social, cultural, sportiv, științific, legate de actualitate. Este autorul, persoana care publică în calitate de profesionist articole în presă. Ce publiciști renumiți cunoașteți? Cu siguranță că știți. În primul rând vreau să vă spun că majoritatea scriitorilor activează și în calitate de publiciști. Unul din marii publiciști ai culturii noastre este Mihai Eminescu, care a fost redactor șef la publicațiile Curierul de Iași, Timpul. Contemporanul nostru, scriitorul Andrei Pleșu, care este redactor la Dilema Veche. Alexandru Bantoș, redactor șef al revistei Limba Română. Nicolae Leacu, redactor șef al revistei literare publicate la Bălți, Sem, Vitali Ciobanu, redactor la Contrafort, Constantin Tănase, regretatul publicist, care a activat și la Flux și la Timpul de Dimineață, Mircea Vecebanu, redactor și la revista Sem și la Sud-Est Cultural, revista literară, etc. Modalitățile de comunicare despre evenimentele sociale, politice, economice, artistice, sportive, științifice, sunt monologul scris în presă și publicații, monologul oral la radio și televiziune, dialogul oral în cadrul dezbaterilor publice, dialogul scris în cadrul interviurilor consemnate în scris.
Să știți că stilul publicistic are o varietate excepțională de forme, de texte. Și aici sunt apelul, comentariul, comunicatul, convorbirea, corespondența, declarația, editorial, manifestul, scrisoarea, cronica, foeletonul, reportajul, articolul, interviul, masa rotundă, știrea, anunțul publicitar, buletinul meteo, etc. V-ați convins de varietatea textelor scrise în acest stil. Care sunt caracteristicile specifice textelor scrise în stilul publicistic? În primul rând, este spațiul împletirii tuturor stilurilor funcționale. Textele au caracter de masă, sunt accesibile pentru oamenii cu un nivel anume de cultură, simplitate, caracter de lozincă, tentă documentar-factologică. Limbajul este orientat spre maximă actualitate, se utilizează limba literară, dar și forme tipice limbajului cotidian, cu încălcarea normelor, bineînțeles, din păcate. Se manifestă particularități regionale sau socioprofesionale. Conținutul reflectă realitatea imediată, este completat de mijloace extralingvistice, caricaturi, fotografii, scheme, tabele, contopește două tipuri de comunicare informativă și afectivă, exprimă tendință, atitudine, presupune relaxare și naturalețea comunicării, utilizează neologisme, folosește frecvent citatul din surse directe și veridice, pendulează între abundență și economie în exprimare. Este prezentă în proporții diferite, tonalitatea polemică, preocuparea pentru inovația lingvistică este la ordinea zilei, utilizarea unor procedee menite a stârni curiozitatea cititorilor prin intermediul titlurilor elitice, construcții retorice, repetiții, interogații, enumerații, exclamații, etc. Unele particularități lexicale sunt textele scrise în stil publicistic, evită limbajul profesional, el se folosește preponderent în publicațiile de specialitate. Se întrebuințează termeni argotici, elemente de jargon, neologisme la modă sau cuvinte proprii diferitor graiuri. La nivel morfologic sunt folosite preponderent de ateza activă, pronumele, adjectivele și adverbele nehotărâte. La nivel sintactic, propozițiile sunt enunțiative, accesibile, simple, se atestă și degresiuni, paranteze. La nivel stilistic, detaliile sunt precise, elocvente, se utilizează procedee artistice asemănătoare stilului artistic, se întrebuințează diminutive, augmentative, cuvinte peiorative, vocative, abrevieri, proverbe, zicători, etc. În continuare, am să vă rog să ascultați fragmentul de text scris de marele publicist român Mihai Eminescu, cel care a publicat peste 3.000 de articole, a scris cronici muzicale, teatrale, a scris articole polemice și merită a fi citit măcar un fragment astăzi la lecție. Pe voi vă îndemn să citiți mult mai multă publicistică scrisă de Mihai Eminescu. Ascultăm cu atenție. Puțin se îngrijesc că populația română scade la număr, care în fiecare an un plus al mortalității asupra natalității. Numărul infirmilor la recrutație a crescut din an în an. Țara a fost bântuită de pelagră, de intoxicațiune, palustră, de anghină, vărsat, toate astea în urma influenței pernicioase ce o exercită asupra sănătății laștinile, locuințele insalubre și neaerate, hrana neîndestulătoare și munca excesivă. Ar trebui în sfârșit a ți-a da un atac eroic cauzelor care produc degenerescența și diminuarea populațiunilor. Ar trebui ca interesul general să nu se pară o utopie.
nu numai reforma legilor agrarie necesară pentru ridicarea starei igienice și materiale a cultivatorilor, ci o serie de măsuri bine și înțelept chipzuite care să ție seama de toate neajunsurile populației. Este un fragment din articolul Fond și Formă, publicat la 11 decembrie 1988, un an înainte de a trece la cele veșnice, autorul. Și care sunt argumentele pentru a demonstra că textul aparține stilului publicistic? Este un articol în care autorul abordează mai multe probleme sociale, una din ele fiind depopularea țării prin scăderea natalității și creșterea mortalității. Apelează la constatări factologice, creșterea numărului, are tentă critică, puțin se îngrijesc. Continuă cerul exemplelor argumentative. Autorul recurge la limbaj neologic, infirm, specific acestui stil. Apelează la afectivitate, sperând să sensibilizeze cu scopul soluționării problemelor. Limbajul științific din domeniul medicinii, pelagră, intoxicațiune, palustră, anghină, se împletește cu cel popular, vărsat pentru variolă, pernicios pentru dăunător, caracteristică textelor scrise în acest stil. Ca un specialist în domeniu, enumeră cauzele îmbolnăvirilor, demonstrând preocupare în raport cu problema abordată. Îndeamnă la acțiune, împretirea limbajului specializat, degenerescența, care înseamnă modificare patologică regresivă a organului, a organismului, degenerare, sinonimul, cu cel figurat, atac eroic, este iarăși o caracteristică a textelor publicistice. Continuările, am să rog să atribuiți expresiile date stilurilor funcționale studiate. A avut loc. Siguranță că ține de stilul publicistic. Suma pătratelor catetelor. Științific. Geana nopții. Artistic. Fapt divers. Este o rubrică din ziare în care se publică diferite cazuri de încălcare a legii. Latitudine nordică, longitudine estică, de domeniul științific, geografia și stilul științific. Limba fagure de mchiere, stilul artistic. Să ne convingem că am avut dreptate. Publicistic, științific, artistic. Am avut perfectă dreptate. Final, vă îndemn să vă documentați din mai multe surse de informare și să analizați critic orice informație. Vă mulțumesc, la revedere!